Sfânta Filoftea s-a născut în cetatea Târnovo din Bulgaria. Mama ei a trăit puțină vreme, dar în scurtul timp și-a învățat copila spre faptele bune. De mică, ea îi ajuta pe cei aflați la nevoie. Tatăl nu înțelegea faptele. Ea oferea săracilor și flămânzilor hainele ei și mâncarea pe care mama vitregă i-o dădea ca să o ducă tatălui ei. Furia care l-a orbit l-a făcut să arunce în ea cu toporul, rănind-o la un picior. Rană, în urma căreia a murit pe loc la doar 12 ani. Venindu-și în fire, tatăl ei a vrut să-i ridice trupul, însă nu a putut nici să-l atingă. Nici împreună cu arhiepiscopul n-au putut să-l miște. Pentru a o putea ridica, tatăl ei a început să numească țările, mănăstirile, bisericile și de peste Dunăre, pentru a putea ști unde să o odihnească. Însă Filoftea era de neclintit. Când a fost pomenită biserica domnească din Târgu Argeșului, trupul ei a devenit mult mai ușor, iar oamenii au trimis scrisoare lui Radu Vodă, ctitorul acelei biserici, pentru a primi trupul Sfintei Filoftea. Acolo au stat sfintele moaște până la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș, unde au fost mutate, iar acum se află în paraclisul mănăstirii Curtea de Argeș. Istoria consemnează că în anul 1791 mitropolitul Cosma, speriat că moaștele sfintei vor fi împrăștiate, a rostit un blestem. Poruncim cu vioșiei tale, arhimandrite, Chir, Partenie, Igumen, Argeșului, să le pecetluiești într-un săculețu de bogasin nou, lăsându-i afară numai mâna cea dreaptă pentru sărutarea norodului. Și așa, pecetluite, să le așezi în sicriu. Și să știe fiecare să se ferească a nu cuteza să ciupească cât de puțin din sfintele moaște, că am pus blestem asupra cui a cuteza a se atinge să ia. În fiecare an, la data de 7 decembrie, sfintele moaște ale sfintei mucenice Filofteia sunt scoase afară din paraclis și racla este deschisă, astfel credincioșii îi se pot închina.